Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederea articolului 39, alineatul 1 din legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, a fost convocată în ședință ordinară prin dispoziția numărul 90 din 23/2/2018, emisă de primarul Comunei Pîrjol, pentru data de 28/2/2018, orele 14, care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 500.000 lei din excelentul anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Care este pentru? Asta e singură. Și să punem discuția acum problema sau trebuie să ne citească cineva? Nu, nu. Pentru că e singurul punct de pe ordinea de zi. Da? Da. Haideți să supunem la vot întâi procesul verbal de ședința anterioară, care este afișat pe hol, l-am citit și eu, bine rău, nu e... Da? Nu a fost nimic, da, ești. Da? Care este pentru? 13. Da. Discuții referitor la proiectul de hotărâre. Să citească domnul. Hotărâri privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Pîrjol anul 2017 pentru anul 2018. Hotărăște, se aprobă utilizarea sumei de 574.114,6 din excedentul anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare astfel. Prevederile prezente hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonator principal de credite și compartimentul financiar contabil. Prezentă hotărâre se comunică de către secretarul Comunei Instituției Prefectului Județului Bacău pentru legalitate și se va publica pe pagina de internet a Comunei Pîrjol. Citește raportul de specialitate și cum da. Cred că de acolo... Deci, conform contului de execuție a bugetului, ieni de credătoria mâine, la secțiunea de funcționare a înregistrat un excedent de 537.238,38 de lei, iar la secțiunea de dezvoltare 36.826,29. Sumele provin din încasări la bugetul local, din încasările proprii, impozit pe clădiri, teren, conform, cum am discutat și în ședința anterioară, au fost mult mai mari, aproape de 80%, 79%, așa. Și au mai rămas sume neutilizate din cursul anului trecut pe anumite capitole. Eu acum n-am avut foarte mult timp să analizez contul de execuție, știți că am venit la începutul lunii ianuarie. Astea sunt datele de la finanțe. Alea sunt, da. Deci, excedentul este... Astea sunt, dar nu le știe nimeni. Asta e problema. Dar este pisat. Puteți pisați, socotița, scoateți tot, nicio problemă. Deci, au rămas la titlul 51. Economii la de 360.493. Excedentul este un bani care nu s-a utilizat în 2017. Da. Așa sunt banii care au rămas. Bănuiesc că sunt banii care sunt pentru pod. Dar lucrările care sunt pentru pod. N-are treabă. Podul, nu băgați proiectele aici. Domnul primar. Aici sunt bani din venitul din buget local. Noi la ședința din ianuarie, nouă ni s-a spus că avem excedentul de 2170 sau ceva de greșeală. Ăla au fost din 2016. Din 2017, 28... 2890.000. Expunerea de motive. Așa mi s-a spus. În prima ședință a fost bălbăială acolo, cu excedent, cu excedent, nu se mai știa de acolo. Da, atunci era... Nu explica doamna Maria exact, odată zicea excedent, după aia... Am înțeles, nu am văzut pisat. I-au precizat destul de mare excedent și ne-am cerut exact de unde a rămas excedentul ăsta și n-aș știu să mi explici. În expunerea de motive la elaborarea bugetului local. Am menționat și suma de 574.000, că este excedent al anului 2017. Pe ce nouă dicinii s-a spus că avem 289.000. A fost o încurcală acolo cu doamna Lenuța când o... Dar cred că la era discuția despre 2016. Nu, nu, nu. În prima ședință a fost o încurcală acolo. O întrebare în Țeșescu, da. Și de unde îți banii ești? De unde au rămas? Deci am zis, la titlu 51, la cheltuieli de funcționare autorități publice, au rămas 360.493 de anul trecut, bani neutilizat. Și la capitolul personal, și la bunuri și servicii. Deci la toate capitolele s-a rămas. Asta este o bună funcționare și făcută economie, ca să luăm cine trebuie și noi, un utilaj. Aici e că se putea cheltui banii, să se putea îndată cheltui. A, deci ăștia sunt din fostul buget a primăriei, care sunt din 2017 și deci la toate capitolele sunt dați, care 20 de milioane de euro, care 3.000, care 5.000, care 10.000 și s-au adoptat suma asta respectivă care a rămas astăzi. Din câte înțeleg un excedent față de realizări. Și realizările au fost 80% mai mari decât s-a prevăzut. Așa că asta domnul inginer, nu suntem la diverse. Anterior, probabil au fost încasate de la bugetul local mai mici decât în anul 2017. În 2017 s-a înregistrat o creștere semnificativă. Taxele și impozitele locale. Dar ce sunt folosesc banii ăștia? Asta e principal. Păi o să luăm un grup de escalator. O să luăm un grup de escalator și bineînțeles. Așa, domnule, păi spuneți. Prioritatea este bultul escalator. Și pe urmă vedem. Și camionul, că era bărbat cu camionul. Nu ajung. Camionul nu ajunge de camionul. Camionul de așa e aprobat prin galul, i-a aprobat proiectul, nicio problemă și cât am o să mai trebuiască ăștia de 52.700 și până când o fi camionul adus, trebuie să facem și noi o cofinanțare, cred că în jur de iar 45-50. Mai fi și un bol de escavator, la care o grecără. La autogrecără fi și foarte util, dar faci nu gări. Mai bun, eu... Noi ne dreptăm să asfaltăm o bună, nu sunt mai... Da, eu înțeleg că până asfaltare... Mai aici, mai nivelă palasul care n-a venit să aveți. Mult o pascul și pe aia trebuie mult. Da, cam... Alte discuții pe... E bine că totuși este. Care de bani ăștia o să luăm în buldo excavator, nu? Sigur. Deci prioritar este buldo excavator. Și cum nu vede? Dacă reușim să expire contractele alea de aia, dacă le ducem și pe alea la sumele care trebuie. Păi poate dacă era altcineva, nu vrea să excedentul, să spună care... Sau mai că nu prea suntem obișnuiți cu... Acum vreau să spun consilierii mai vechi, dacă a fost vreodată... Numai excedentele din anii din urmă se duceau în alte... Nu a fost în casare așa de mare. În alte... S-au dat interesul la casare. Nu, au fost o săptămână de trasee. Pe fântânile alea care nu s-au făcut, pe multe chestii care o trebuie... Și cred că dacă totuși am făcut economia asta cât s-a putut din toate părțile și am văzut că e foarte bine. Nu s-a epuizat bani. Care ar fi împotrivă și nu e de acord. Acum e... Trebuie toate resursele care le are primăria, trebuie utilizate la maxim. Care le avem, astea proprii. Că până la alți bani care vin de afară e foarte dificil. Și sunt posibilități la noi, comuna Pîrjol are posibilități să aducă bani la buget. Deci se vede. Astea sunt casări proprii. Da, am încasat 79%. Doamnul primar, vă scuzați că revin cu altă... Noi avem nevoie de un secretar în primărie care să ne facă să înscrie în atribuțiile de secretar. Păi avem secretar. Și unde e domnul? În concediu. Dar în concediu are cât de când a intrat mandat primar, are 70% din lucrate domnul. Ia să pensie acum și să-și pregătească cum. Păi să iese la pensie, domnule, să-l iese lucruri, care noi avem nevoie. În comuna asta noi avem nevoie de un secretar, că aici el e și pe post de notar, și pe post de prefect, el e pe post de tete, nu? Jurist. Și jurist. Dacă el nu ne trimite nouă ordinea de zi care e prevăzută de lege să ne-o trimite nouă, ordinea de zi cu 5 zile înainte, cu toate materialele care se discută în ședințele ordinare. Nu mai zic de astea extraordinare. Dar astea nu potrivesc? De unde că noi acum am citit și noi acum ordinea de zi. Eu nu primar. Am avut de la fundamental. Eu personal am venit la primărie și toată lumea. Ne-am dus o fundamental. Nu se poate, domnule. Da, încercăm să fie șansele. Da, ca să fie... Să ne trimite... La toate ședințele ordinare, să ne trimită acasă câte 2 lei să trimiți la poștă pe un timp. Ca să ne trimită acasă să știm să ne antrenăm alea pe ce discutăm. De aici venim la oră, că nu mai ridicăm mâna și la revedere. Și ne trezăm că în loc de excedent, în loc de 289 de mii care sunt, ne trezăm că sunt 500 de mii excedent. Măcar dacă erai un ciorditor de la care cum am avut până acum, se rezolva problema și de iertea, nu mai era excedentul. Corect. Acum nu vreau să vă fac vrea să vă pun drapelul, dar cam acolo se duce, știți? Dar acum poți să-l puteți. În legătură... Haideți să terminați. Văd că mă stârnește de nu mă lasă. Mă stârnește și nu mă lasă. Și anul trecut. Chiar am niște treburi... Haideți să punem la vot și după aia trecem la lucrări. Da, da. Care este pentru? Împotrivă, abține. Deci, 13. Da, trecem la diverse, da? Dacă nu am încerpântat... La diverse, zice domnul Ungureanu, nu trebuie să ajungem, ne cerem scuze, trebuie să ajungem la Primăria Bacău, avem acolo de filmat. Dar vă promitem că altă dată o să stăm mai mult și mulțumim, domnul primar. Mulțumim, domnul inginer. Domnul inginer, ne grăbim.